Importăm ca să plătim 60-80 de mii pe un kilogram de roșii castraveți când apar. E foarte greu. Importăm că am distrus orice. Spuneți și dumneavoastră care este economia Vasluiului. Nu e susținută agricultorii cu bani, cu n-au, nu știu, subvenții. Și subvenții. Să importăm, nu. Noi suntem o țară bogată, avem, deci suntem, cum să vă spun eu, un dar de la Dumnezeu, pământuri bune. Avem posibilități să trăim bine. În județul Vaslui, importurile cresc considerabil de la an la an. Puținele societăți comerciale cu caracter industrial exportă și nu lasă nimic pe piața internă din cauza costurilor ridicate. În luna ianuarie anului curent, importurile de mărfuri au fost în valoare de 1.052.000 euro, cu circa 60% mai mari decât în luna ianuarie din anul precedent, când s-au înregistrat 5.049.000 euro. Agenții economici vasluieni importă orice, de la textile la produse alimentare, hârtie, jucării, aparate electrocasnice sau mașini industriale.